astăzi. Plecați un eveniment. Suntem astăzi mai mult decât admiratori a unei opere care aș putea să spun într-un reproș că a întârziat și de care era multă, multă nevoie și care aș recomanda o fiecare funcționar inferior sau superior de Ministerul Afacerilor Externe Român să parcurgă cu creionul și cu o atenție de cercetător. Nu vă ascund faptul că mi-a luat o zi și o noapte să o răspuiesc și pe capitolele care mă interesau în mod special am zăbovit mai mult. Este o carte pe care o privim contemporan fiind. Este o operă pe care domnul Cornel Vlad a scos-o nu de mânecă, ci din amintirile unui prezent, care pentru noi poate să fie chiar și o vitrină. Cartea reprezintă, sau cartea este, să zic, un spot pe care îl avem, o fel de dânsul, asupra unei atmosfere pe care noi care am trăit puțin suntem în această incintă, să zic, debutul primului, prin părinții noștri, primului război mondial, dar formă de visul chiar al doilea. Avem în fața noastră, sau s-a petrecut sub ochii noștri, un fenomen. Un fenomen care, să zic, fără prea multă pricepere, prin anul 90-92 am avut prilejul să mi se dea, să mi se spună, să mi se arate o apreciere, o analiză, chiar la nivelul Departamentului de Stat. Am avut într-o delegație, în 92, ocazia să mă întrețin cu ajuncta Ministerului de Externe și să capătă de la dânsa, o doamnă, să capătă de la dânsa câteva repere. Evident că cunoștea sau se informase de o clipă care putea să fie poate mai lungă, chiar istorică, de viața, de traiul nostru de atunci, dar și de cursul istoriei noastre. Și acum s-au apropiat, să zic că puterile răsăritului de noi, aflasă și de moștenirile de Petru, pe Caterina și așa mai departe, dar ceea ce m-a surprins la dânsa este faptul că m-a atenționat să nu punem prea multă bază pe, sau să nu facem pași prea repezi, nu? Circular, n-am să uit de traducerea, era făcută de către soția directorului Voice America și, bineînțeles, din partea noastră, de altă partea americană, erau două persoane. Ceea ce ne-a spus atunci, ceea ce a încercat să comunice statului român, evident că n-a însemnat numai o discuție, mai bine zis, un dialog. A însemnat pentru mine ca istoric și o deschidere de puncte, de repere, o semnalizare de aceasta pe care o primești, care nu știi precis dacă o poți transmite. Așa și s-a și petrecut. Am făcut două rapoarte. Primul i-am dat, eram însoțit, primul i-am dat de senatorul Bărănescu, primul i-am dat
în ordine ierarhică, i-am dat domnului Bănădeanu, care era președintele al doilea, nu? Era și președintele Camerei, Senatului și deci a domnului Parlamentului, și al doilea l-am predat domnului Radu Tâmpeanu. Vă mântuisesc pe necazul meu, dezolarea mai puțin zis. Nici nimeni nu s-a interesat de ceea ce am scris noi, ceea ce am fost obligați noi să informăm statul român. Partea cea mai gravă este că deja cunoscusem conținutul, nu? Printr-o niște vizite repetate la Budapesta și la Varșovia. Întorcând acum, și fiindcă fac numai o introducere, întorcându-mă acum la momentul pe care trăim și în care un ambasador al încă cel mai mare puteri din lume, Statele Unite, ne spune că până în anul 2020 există o aglomerare, termenul este civil, cel militar se traduce în altfel, și o schimbare, chiar un dezechilibru armat pe teritoriul unei țări numite Marea Neagră, pentru noi ne interesează foarte mult. Dintr-o revistă franceză, dacă nu mă înșel, am și reținut acum câteva luni de zile bune că forțele care au ocupat Crimea vor lansa până în anul 2000 peste 80 de unități navale. Este o sumă care poate îngrijora chiar și poate deștepta și pe cei adormiți sau pe cei care se pot crede puși la adăpost de... Vă întreb de ce, și mai ales ea și de vacă militar. E o unică bază pe care o avem la Deveselu și care are mai mult, zic eu, un rol de... nici măcar de impresionare, un loc de prezență. Tot ceea ce a scris colegul nostru, tot ceea ce sper că va trece sub ochii dumneavoastră, vor fi date precise, controlabile și fiecare conținând și o predicție. Asta este partea cea mai importantă. În fond de accidentul și care se putea transforma într-un dezastru în fond, ne-a salvat, poate mă întrebați ce ne-a salvat pe noi până acum. Numărul silozurilor necunoscute, deci atât rușii, cât și americanii, cât și chinezii, nu știu exact ce zace și câte sunt focoasele, multifocoasele, nu? În țările care sunt fie aliate, fie potrivnice, mai ales. Culmea ironiei și paradoxul este tragic. Energia atomică, care a costat viețile a peste 300.000 de oameni, nu? Este, să zic, panaceu, este cea care frânează ca bolile acestea, care sunt aproape ciclic, aș putea să spun, și când apare câte o persoană, mai multe, se denaște un curent de expansiune, de la Lebensraum, acum ajungem la faptul că nu mai încăpem. Nu mai intrăm într-o Europa care, zicem noi, că oarecum își stabilizase, nu, frontierele. Sunt lucruri pe care fiecare dintre noi, poate mai multe istorici, sunt obligați să le cunoască. Și să știe, să aibă percepția imaginațiunii. Fică și cine s-a așteptat în 39, ca totuși Hitler să nu fie anunțat somat de către generalii săi, că Anglia va merge, va imita exemplul din 1914 și va merge alături de Franța. Și că a existat cea limită care a fost agresiunea asupra Poloniei. E, și mai înfezam, cum zice turcul, domnilor, a fost un moment când cei care mai cunoaștem istoria ne-am îngrozit. Era trecerea peste granița, să zic, unei țări independente,
Ucraina nu era, să zic, mai știu ce stat de prin centrul Africii, nu? A însemnat totuși o gândire care s-a exprimat, o gândire care a și costat peste 30.000 de victime, asta ne mai discutăm, că am intrat iarăși, s-a vorba lui Stalin, dacă am văzut mai mult de unul, e statistică, da. Dar care pentru noi, care suntem la 180 km de depărtare de un spațiu care poate să fie mai mult sau mai puțin, sau mai puțin amic, nu? A fost un semn de alarmă și de atenție mai. Dar n-aș vrea să mă depărtez și să vă, în fond, să vă spun, să discutăm puncte de vedere care, mă rog, îmi aparțin. Sau care ne aparțin nouă, celor care am trăit și al doilea război mondial și am mai trăit și deliciile unei temnițe pe care regimul comunist ni le-a oferit pe ani mulți. Îl fericit pe autor. Îl fericit pentru faptul că a fost persuasiv. Îl fericit pentru faptul că și-a adunat, și-a ordonat capitolele. Sunt puncte de vedere care le putem trece în discuție. Sunt opinii împrumutate, de exemplu, da, poate îmi veza voie să iau cuvântul mai târziu. Deocamdată vă mulțumesc pentru prezență, felicităm o dată pe autor și spun că ar putea să fie imitat de alți cercetători tot atât posedați de acea acribie, acea pasiune, fără de care nici măcar o pânză nu poți să o creionezi. Da, minte să scoți o carte care înseamnă un semnal, înseamnă un far, înseamnă o tragere de cortină și un avertisment pe care cei care ne conduc ar trebui să aibă mai mult de-a face decât cu fantomele corupției, care nu vor pieri niciodată și mult, eu știu, vor fi urmărite. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnului profesor, dr. Radu Ciuceanu, directorul institutului nostru, în numele echipei Centrului de Studii Ruse și Sovietice, Părinte Constantinul, vă mulțumim foarte mult pentru participarea. Nu s-a mai. Așa sunt. Pentru participarea numeroasă la această manifestare, înainte de a ruga pe cercetătorii care au exprimat dorința de a vorbi pe marginea acestei cărți, aș dori să salut cu multă prietenie prezența la această manifestare a reprezentanților lor ambasade străine la București, am în vedere domnul Teofil Ventiu, ministru consilier al ambasadei Ucraina la București, domnul Jacques Botă, ministru consilier al ambasadei Republicii Moldova la București, doamna Natalia Mujenicova, însă este consilier și directorul Centrului Rus de Știință și Cultură la București, deschis în 2015 pentru cei care încă n-au aflat, domnul Alexe Pavel, secretar 2 la Ambasada Federației Ruse în București. Îmi face multă plăcere să salut prezența unui tânăr diplomat, nou venit la post, la Ambasada Republicii Ucraina la București, domnul Ruslan, nume frumos, Gidora sau Ghidora, secretar 1 al ambasadei. Am rugat câțiva dintre cei prezenți să vorbească despre volumul domnului Corneliu Vlad, volum care, după părerea mea, este menit să aducă un echilibru în spațiul informațional românesc în aprecierea unor evenimente din apropierea României și nu numai din apropiere, ci să poziția unor mari state, mai apropiate sau mai îndepărtate
de România. Accentuez acest lucru că este menit să aducă un echilibru în spațiul informațional românesc. Ca să nu lungim prea mult vorba, am să rog pe domnul profesor universitar, doctor, membru al Academiei de Științe din România, ambasador, domnul Constantin Vlad, am luat-o și în ordinea. În ordinea vârstei. Exact. Într-adevăr, este vorba de un eveniment editorial. E vorba, într-adevăr, de un eveniment editorial. Și mă alătur la felicitările care s-au exprimat deja din partea domnului Ciurceanu pentru autorul acestei cărți. Cu multe decenii în urmă, mi-aduc aminte când la Adiri se lansa o carte, nu mai țin minte ce carte, domnul Glaser, figura așa de interesantă a dreptului și a diplomației române, spunea, domnule, nu, este o carte muncită, domne. Acest domne evita să spună domnule sau doamnă sau tovarășe. Este o carte muncită. Este primul gând care mi-a venit în minte atunci când am citit cartea domnului Corneliu Vlad. Este într-adevăr o muncă extraordinară să abordez toate aceste probleme din mers. Pentru că asta e senzația generală, că textele cărții aleargă de-a lungul evenimentelor. Și el reușește să le prindă și să le pună pe hârtie. Pentru a nu rămâne la generalități, am câteva comentarii, nu observații. În ce privește titlul? Nu mi îngădui să discut opțiunea domniei sale, care sigur că e întemeiată, e motivată, etc., etc. Eu, dacă aș fi scris această carte, aș fi intitulat-o altfel. Pentru că ceea ce se întâmplă cu Ucraina și cu ordinea mondială, deci cu lumea în ansamblu, nu este legat numai de Crimea, ci este legată de criza ucraineană în ansamblu. De aceea aș fi spus, într-un mod mai general, repet, aceasta ar fi fost opțiunea mea, Ucraina și lumea. De ce nu Ucraina și schimbarea lumii? Pentru că, în realitate, schimbarea lumii a început mai demult. Iar momentul ucrainean este un moment al acestei schimbări, care, într-un fel, pune în relief schimbarea de până acum și, în același timp, deschide alte perspective. Și aș merge mai departe și aș spune că aș da un titlu ceva mai general și mai neutru, și pentru că sunt deja evenimente care stau alături de criza ucraineană din punct de vedere al nocivității pentru relațiile internaționale. Uitați-vă ce se întâmplă în Siria. Și eu aș fi foarte mulțumit, aș saluta ca român, ca, mă rog, cultura noastră politică, viața noastră culturală să dispună în timp real, în timpul de acum, de o carte asemănătoare cu cea de astăzi, dar care să se ocupe de Siria.
unde nu este numai confruntare est-vest și îl felicit pe autor că îndrăznește să reia această sintagmă, dându-i conținutul de acum. Este și o confruntare între cele două mari falii pe care le trăiește lumea contemporană. Este vorba de relația, de raportul dintre civilizația occidentală și islam. Toate astea se înnoadă în Siria acum. Și din punct de vedere al riscurilor, îndrăznesc să spun că acolo, pentru pacea în zonă, și poate nu numai pentru pacea în zonă, este chiar mai periculoasă decât ce s-a întâmplat în Ucraina. De aceea aș fi dat un titlu un pic mai puțin angajant și un pic mai general. Aceasta era primul comentariu. Al doilea. Îl felicit pe autor pentru că este cartea care îmi place mie cum e scrisă. La ce mă refer? Sunt foarte mulți autori care consideră că e datoria lor să susțină anumite idei în fața cititorului, ideile lor despre subiect, dincolo de niște limite care, după părerea mea, ies din cadrul deontologic. Trebuie să sunt atâți autori care consideră că e o chestie de amor propriu, să convingă autorul că are o dreptate. Ceea ce îmi place la Corneliu Vlad, nu numai în această carte, este o încredere în cititor. El spune, ăsta este subiectul, acestea sunt faptele, acestea sunt comentariile în care eventual sunt și ale mele, tu, cititorule, să-ți faci părerea ta. Eu cred că într-o epocă în care manipularea este la ordinea zilei, din toate punctele de vedere, de la felul cum dormim, cum ne îmbrăcăm, cum mâncăm și așa mai departe. Nu mai vorbesc de comportamentul statelor în viața internațională. Este o chestie de deontologie profesională ca să nu transformi o carte de știință în propagandă. Iar propaganda înseamnă tocmai să pledezi pentru niște idei care sunt ale tale, în care crezi, dar pe care să le lași totuși cititorului să le aprecieze. Toate cărțile pe care le-am citit și le-am citit tot ce mi-a căzut în mână, domnul Corneliu Vlad, sunt scrise în acest spirit. Și eu scriu la fel. Inclusiv diplomația secolului 20, am scris-o în același fel. Și secolul 20 n-a fost mai puțin bogat în evenimente decât cele pe care le comentează domnul Corneliu Vlad în cartea asta. Apoi, aparent, cartea se ocupă de foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. Și, într-adevăr, se ocupă de multe lucruri. Nu cred că există aspect al ordinii mondiale înțeleasă nu într-un sens abstract. Definiția ale ordinii mondiale le găsim peste tot, inclusiv acum în cartea asta mai recentă a lui Kissinger. Sunt definiții diferite ale ordinii mondiale. Dar nu cred că există ceva în relațiile internaționale care se articulează într-un tot care să fi scăpat din vedere și din atenția autorului. În ciuda acestei diversități de teme, de subiecte, de subsubiecte, cartea rămâne unitară și este, după părerea mea, un lucru remarcabil, cu adevărat remarcabil. Este unitară. Te ia și te duce în diferite părți, pe diferite cărări, dar ajungi tot acolo, în magistrala aia. Ce se întâmplă cu ordinea mondială sub impactul a ceea ce se întâmplă sau sub evenimentelor din Ucraina. Un alt comentariu. Prima impresie ca cititor
Îți aceea, este aceea că omul are un blog, a scris niște texte pe blog sau a scris în presă și le-a luat și le-a pus la un loc în carte. Este dincolo de anumite aspecte de formă, de stil, redacțional, unde sunt apar niște repetări de aici acolo, cartea e remarcabil de articulată și de unitară. Pentru că, după părerea mea, este nu o suită, ci un ansamblu de anatomii. De anatomii nu descriptive, tipic, descriptive, ci și analitice. Ce este Ucraina? Ce a fost Ucraina sub Ianukovici? Ce e Ucraina sub Porosenko? Ce este, ce a fost și ce este Rusia? Ce a fost Rusia sub Yeltsin? Ce a fost Rusia sub Medvedev? Ce a fost Rusia sub Putin și iarăși din nou sub Putin? Care sunt relațiile dintre Rusia și Ucraina? Care sunt relațiile dintre Rusia și NATO? Relațiile dintre Rusia și Statele Unite ale Americii? Toate adunate în acest, subsumate acestei idei. De aceea, după părerea mea, este o carte absolut deosebită care vine și întregește ceea ce avem noi în cultura noastră politică și, repet, o face din mers. Nu pot decât să-l felicit în modul cel mai călduros pe domnul Corneliu Vlad și să îmi ofere și de acum înainte prilejul să citesc așa ceva. Acum, în încheiere, două sau trei comentarii scurte. Unu, care s-ar putea să constituie și un fel de sugestii pentru o eventuală muncă în continuare pe subiect. Personal, citind cartea în ansamblu, e adevărat ultimile capitole mai frunzărite, cred că implicarea Statelor Unite, a diplomației americane, în declanșarea ceea ce a devenit criza ucraineană, merita ceva mai multă atenție și ceva mai mult spațiu. Eu vă amintesc în această privință doar un singur episod. În tabloul acela cronologic de la început, domnia sa menționează reușita acelei troice de diplomați, de miniștri de externe din Uniunea Europeană, care au facilitat o înțelegere, un acord între Ianukovici și opoziție, să spun în general. La puțin după aceea, a venit cineva de peste ocean la Kiev și a rostit niște cuvinte care au fost înregistrate undeva. Eu știu, poate că e discutabilă treaba, dar a circulat foarte mult. Fuck you, EU. Ce-a urmat, știți dumneavoastră. În politica și în diplomația Statelor Unite sunt răbuvniri neoconservatoare. Și această intervenție la Kiev din partea unui oficial cu rang înalt din Departamentul de Stat are motivații multiple, inclusiv pe linia relației dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Dar nu este cazul aici să mă ocup eu de acest lucru. Deci acesta era un prim comentariu din faza finală. A doua, celelalte două sunt niște date istorice. Vă amintesc un lucru. În 1991 se lucra sub Gorbaciov la un nou tratat, proiect de tratat unional.
se încheiase un tratat pe partea economică, se lucra încă în vara lui 91 și în începutul toamnei la tratatul politic. În 1 decembrie 91 aveau loc alegeri în Ucraina. În ajunul alegerilor, Boris Yeltsin l-a trimis la Kiev pe unul din consilierul său de taină, Burburis, Gennady Burburis, unde a transmis un mesaj. Dacă vă declarați independența, noi nu mai semnăm tratatul unional, vă recunoaștem independența în granițele voastre actuale. Deci nu vom ridica problema Crimeii. Aceasta o amintesc apropo de subiectul cărții și de subiectul discuției noastre de astăzi. La 7 zile după aceea, pe 8 decembrie, se întâlneau Yeltsin, Iușchevici, Kravchuk în Belarus și știți ce a urmat. A doua dată istorică pe care o menționez chiar în încheiere. În 1997 se întâlneau la Helsinki Clinton și Yeltsin. Atunci se decidea, se convenea între ei prima lărgire a NATO. Atunci nu-i se spunea prima lărgire a NATO, ci lărgirea NATO cu includerea câtorva țări din estul Europei. Ungaria pentru 56, Cehoslovacia pentru 68, Polonia pentru solidaritatea și tot ce însemnase acest lucru. Atunci s-a convenit că odată cu lărgirea, cu includerea acestor trei țări din fosta zonă aceasta de influență sovietică, se va încheia un document care nu era un document oarecare, ci era un act fondator al relațiilor dintre NATO și Federația Rusă. Ne aflăm, deci, în discuție 1997. Nu vreau să comentez mai departe cum au evoluat și să discut mai departe cum au evoluat relațiile dintre NATO și Federația Rusă în acești, cred, 19 ani. Deci, încă o dată, îl felicit din toată inima pe domnul Corneliu Vlad. Cred că noi, unii dintre noi, am reușit să învățăm cumva să ne tipărim cărțile într-o economie de piață. Cred că trebuie să mai învățăm ceva, să facem marketing cu cărțile pe care le scriem, pentru că acestea să ajungă la cât mai mulți cititori, să fie la îndemâna lor să le citească. Asta este o carte extraordinar de actuală și de utilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Să-l rog pe domnul profesor universitar doctor, tot membru al Academiei Anglor de Știință din România, domnul profesor Ștefan Vergate, Radu Ștefan Vergate. Acum vine cam 10 minute, așa să facem. Mulțumim de invitații de a participa la această discuție, de fapt a doua, pe tema cărții scrise de domnul Corneliu Vlad, pe care de altfel îl cunosc de multă vreme, din anii studenții, când era prieten cu Mihai Ungheanu. Trebuie să remarc ceea ce am mai spus și merg aici pe linia domnului profesor Vlad, și anume că titlul nu corespunde conținutului. Ar fi trebuit dat alt titlu, deoarece cartea
reprezintă în momentul de față un caleidoscop de articole și de puncte de vedere exprimate de domnul Corneliu Vlad într-o formă personală. Sigur că este de mare ajutor pentru orice lector dintr-un început, capitolul inițial, cel de cronologie. Acel capitol de cronologie este întru totul deosebit și remarcabil, deoarece pune în temă autor cu ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în Crimea. Problema aceasta a Crimeei este deosebită dacă se privește și istoric și politic. Vedeți dumneavoastră, în 1954, Nichita Sergeievici Hrușciov, ca ucrainian, cedează Ucraina întru totul țării sale, Crimea întru totul țării sale. O cedează Ucraina. Dar nu ține seama de două elemente. Primul element este cel al apei care este absolut necesară în crime. În momentul în care, prin ismul Perekop, se taie, iertați-mă, sunt niște termeni de geografie locală care trebuie să întrebuințez pentru înțelegerea subiectului. Dacă se taie legătura prin ismul Perekop și nu se mai face aprovizionare de pe continent în Crimea, peninsula aceasta frumoasă, luminoasă, se transformă într-un terra desertă. Al doilea element este cel al electricității. Dacă peninsula Crimea nu este aprovizionată permanent de pe continent, nu are energie electrică. Ceea ce trebuie reținut aici este că totdeauna Sevastopolul a fost și a rămas o bază militară, navală, extrem de importantă în Marea Neagră. A fost cea mai mare bază militară, navală în Marea Neagră. Și totdeauna această bază militară, navală a fost direct dependentă de Moscova, nu de altceva. De asta trebuie să se țină seama. Vedeți dumneavoastră, s-a pus problema separării în 1991 a Ucrainei de Rusia. Crearea Ucrainei, ceea ce era cunoscută în istorie sub nume de Mare Rusia, de Rusia Mică, de Rusia Mică. Era un vis vechi al Ucrainei, a fost spulberat la 31 decembrie 1917 în cuvântul rostit la radio de Reveion, așa e, domnule Duc, sau Mălșeghe. Poftim? Așa, a fost. S-a revenit asupra lui prin Constituția din 1922. Nu a fost suficient. S-a revenit în 1991. În 1954 s-a mers mai departe prin acel dar făcut de Nichita Sergeievici. Dar aici intervine o problemă, o problemă de care nu se ține seama. Problema populației. Sigur că inițial este o populație majoritară, tătărască. Dar Gheorghe Iosif Visarionovici ține seama de sentimentele populației tătere, care nu i-au iubit nici pe ruși, nici pe ucraineni. Și atunci el a avut grijă să-i trimeată în Siberia sau unde a vrut să-i trimeată către locurile lor natale sau către întâlnirea cu Allah. Și a trimis cam 1 milion de tătari către Allah. În aceste condiții, sigur că
populația majoritară în momentul de față în Crimea este populația rusă, nu rusofonă. Aici este o greșeală, să se spună. Este populația rusă-rusă. 60% din populație, 60-64%, mă rog, e discutabil procentul acesta, este rusă. Cel puțin 25% din populație este ucraineană-ucraineană, nu ucrainofonă. Nu se poate vorbi încă de o limbă unitară în Ucraina, este o limbă dominantă ucraineană, dar sunt două părți care vorbesc limbi deosebite, în vest și în est. Este o chestie cunoscută. Această populație însă nu este majoritară. Și în fine mai există un 15% din restul populației amestecată, din tătari, din armeni, din urme ale grecilor, urme ale italienilor, urme ale asiaticilor care aveau aici un terminal al marelui drum al mătăsii, mă rog, multe se întâlnesc în Ucraina. Nu trebuie să se uitați niciun moment că în această problemă ucrainiană Sevastopol este extrem de însemnat. Departe, cred că a fost de președintele Putin gândul unui jus ad bellum. N-a aplicat un drept de război, ci a aplicat un principiu de drept internațional, anume în revendicarea unui teritoriu. De mult cunoscut acest principiu, formula de pe preluat de Richelieu, dus mai departe de Giulio Mazzarini, și anume că pentru preluarea unui teritoriu trebuie să ai acolo populație majoritară, ceea ce este, și în al doilea rând, drepturi istorice. Or, dacă să iau aici în discuție drepturile istorice, este evident că Rusia este dominantă. Este dominantă din momentul în care țarina Ecaterina a II-a, cu nonșalanța specifică încălcarea și respectarea cuvântului dat, încalcă tratatul de pace de la Cuciucainarii și anexează Crimea, că, mă rog, ținea ea împreună cu Potemkin și cu nepoata lui Potemkin să ajungă în Crimea. Cunoașteți drumul ei, probabil, satele lui Potemkin și așa mai departe. Dar este 1783 oanecă. De atunci se construiește acolo o istorie rusească a locului. Asta este foarte clar. În ceea ce privește această intervenție oarecum bruscă și brutală a Kremlinului în Crimea, mă rog, se justifică pe principii de drept internațional, dar să mergem mai departe, aici vorbește, sau mai bine scrie domnul Corneliu Vlah, cu o intervenție a Washingtonului. De ce au intervenit Jim Kay și Victoria Nuland în această afacere? Greu de spus. Este o încercare de replică la ceea ce s-a făcut cu rachetele din Cuba. S-a încercat acum să intervină Statele Unite în Crimea, să vină în coasta, nu atât a Rusiei, cât în coasta Ucrainei. Greu de spus. Asta era o chestiune care trebuia lăsată să se rezolve pe plan local. Să se rezolve prin discuții
între Kiev și Moscova. Și s-a fi găsit o cale amiabilă de înțelegere între cele două capitale. Au mai fost momente de tensiune între ucraineni și ruși și s-au rezolvat pe cale amiabilă. Nu trebuie neapărat să se scoată sabia în situații de acestea. Vedeți dumneavoastră, nu este o soluție. Demonstrații de forță, că o să fie 80 de unități navale în Marea Neagră, mă întreb unde o să luta, poate că o să fie puse unele lângă altele și, mă rog, o să fie ca sardelele într-o cutie, tot un chil de ulei acolo, și transformă unitățile alea în sardele. Nu, e prea mult. Prea mult pentru o mare atât de mică. În ceea ce privește poziția aceasta a Ucrainei, nu cred că în momentul de față, cred că e și punctul de vedere exprimat și pus în discuție de domnul Corneliu Vlad, de intervenție cu forța în Crimea. Nu e cazul și nici moment. Se pot rezolva problemele Crimeii și pe cale pașnică. Zângănitul armelor de către NATO sau de NATO, că în fond și Statele Unite fac parte din NATO, amenințările pe plan diplomatic, punerea problemei crizei economice. Da, există niște crize economice. Nu uitați că se apelează în momentul de față de fondul de, la fondul de rezervă de salvare. Nu de rezultat. Poate să meargă un timp oarecare. Rusia mai are 44% din fondul economic de rezervă. Ca să cheltuiești într-un timp atât de scurt, 56% din fondul de rezervă, fondul economic de rezervă, este enorm. Înseamnă că este o țară care a trăit din ceea ce a avut în lada ei dezastre. Nu a produs, ci a dat din rezervele economice. Ucraina. Ucraina este într-o situație și mai proastă. Are 80% din fondul economic de rezervă cheltuit. La ce se va arunca? Este o perspectivă care, dacă este privită cu atenție din punct de vedere economic și politic, nu poate duce decât la rezolvare prin discuții din partea oamenilor politici. Să vedem care va fi gândirea acestora. Nu uitați că în fruntea Rusiei există totuși o echipă foarte solidă de oameni competenți care să înțeleg bine Medvedev, Putin. Nu uitați că în Statele Unite sunt alegeri anul ăsta și nu se știe exact cine va veni. Nu poate să fie niciun risc din partea niciunuia dintre parteneri. Ceea ce spunea Alexis de Tocqueville încă din 1836, că vom ajunge la o lume bipolară, se vede astăzi. Este o lume bipolară. Dar aceștia trebuie, într-o formă oarecare, să se înțeleagă între ei și să lase deoparte aceste demonstrații de forță pe care le evocă domnul Corneliu Vlad. Zângănitul acesta al armelor nu face impresie bună deloc.
Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul profesor. Am să rog pe colegul nostru, domnul Degeratu, el este cercetător la Institutul Național pentru Studii Totalitarismului. Se aude. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru această onoare de a spune câteva cuvinte despre volum. Față de antevorbitori, față de distinși antevorbitori, consider că titlul și place și este și se potrivește conținutului. Cel puțin asta este lectura mea. Este și un mesaj ascuns în acest titlu. Crimea nu a schimbat doar situația Ucrainei sau Europei. Cred că se merge puțin mai departe. Chiar dacă nu vrem să ne gândim la acest lucru, dar în primul rând a schimbat Federația Rusă. Și acest lucru este amintit de autor în mai multe capitole. Și, în special, se insistă pe ideea de efect clar de schimbarea profilului Federației Ruse, odată ce această, să zicem, relație complicată între Moscova și Kiev a devenit și mai rece și mai complicată și, în acel moment, Federația Rusă este, de fapt, definită doar ca putere eurasiatică. Aceasta, cred că este, să zicem, mesajul ascuns din titlu. Cartea de astăzi ne oferă prilejul de a lectura un gen din ce în ce mai rar de text jurnalistic. În era digitală a breaking news-urilor și a talk show-urilor, fulger, analiza și comentariul de politică externă au devenit cenușărese. Și ca orice cenușăreasă, nu își merită locul ingrat. O știre spectaculoasă privind o criză internațională, de multe ori este aruncată invariabil între două cancanuri locale și nu mai poate fi comentată. Cel mult urmărită 20-30 de secunde și după aceea este uitată. La fel se întâmplă și cu textele din paginile de internet. Sunt urmărite în diagonal și observăm puține efecte dincolo de, să zicem, manipulările clasice sau mai noi în domeniu. Ar mai fi două provocări pentru oricine se încumetă să scrie o carte de jurnalist de politică externă. Prima ar fi disoluția publicului specializat în marea de oameni căutători pe Google. Acum se scriu analize, dacă se mai scriu, nu pentru cititori, ci pentru internet. Pentru o anumită tipologie de grupuri țintă, care au anumite preferințe în mediul virtual. A doua ar fi provocarea, ar fi tehnicizarea excesivă și stereotipizarea modului de a face jurnalism extern. Scenariul mediatic pare din ce în ce mai puțin propice pentru un expert, un jurnalist specializat pe domeniul extern. Confruntat cu un limbaj pretențios al moderatorului, cu preluări necritice, dar mai ales prin tratarea superficială a evenimentului, expertul adus în studio se confruntă cu obstacole aproape de netrecut în a-și expune ideile. Știrea este precar structurată, moderatorul este mai mult generalist și primește întrebările direct în cască, iar în ultim moment mai apare și o știre explozivă, evident din alt domeniu, care musai să întrerupă dialogul început. Destul de greu de impus idei și de dialogat într-un asemenea context mediat. O soluție sigură la toate aceste probleme rămâne realizarea unui volum de autor care are trei avantaje. Se poate adresa unui public avizat care alege cartea prin prisma unei afinități de durată, cu observația foarte bună a domnului ambasador că ne trebuie și marketingul ceva mai agresiv. Al doilea avantaj, chiar și cea în formulă electronică, evită filtrarea nespecialistului dintr-o redacție sau dintr-un studio. Și nu în ultimul rând, cartea rămâne un instrument care protejează față de bruiajul mediatic în care ideile au viață scurtă. Aceasta este și soluția pe care Corneliu Vlad ne propune. Avem în față cartea unui jurnalist comentator de politică externă,
a unui specialist de cursă lungă, dar mai ales un volum care ne scoate din confortul monitorului și al televizorului. În era în care jurnaliștii fără specializare moderează peste noapte talk show-uri de politică externă, iar specialiștii în politică externă aproape că sunt forțați să facă jurnalism în afara zonei de specializare, Corneliu Vrad a rămas un constant și fidel reprezentant al unei profesii cu mari responsabilități față de un jurnalist de politică internă, scrie pentru mai multe tipuri de publicuri, și pentru intern, dar și pentru cititorul din afara granițelor. Și acest lucru este din ce în ce mai puțin, să zicem, analizat și aprofundat la nivel de etică a meseriei. Crimea schimbă lumea este o carte care, dacă este lecturată atent, ar putea să ofere cititorului câteva lecții importante despre provocările cu care se confruntă un jurnalist interesat de subiectul crizei ucrainene. Corneliu Vlad ne oferă o importantă lecție a echilibrului și aici, așa cum spunea și domnul profesor Buga, ne întâlnim fără să fi vorbit înainte. Aceasta cred că este cea mai importantă lecție a volumului. Lecția echilibrului în tratarea unui subiect. Ca pro-atlantist, așa cum mă definesc, pot afirma că autorul are o predilecție aparte pentru ideea de echilibru în analiză. Cartea construită în etape este asamblată ca un mozaic conceptual. Dincolo de diversitatea temelor, cititorul poate observa cum în text se impun, de fapt, două teme majore. Ordinea internațională și crizele de sistem. Adică exact acele teme în care problema echilibrului presupune o analiză atentă, pe termen lung, cu luarea în considerare a tuturor actorilor implicați. Mai mult, cele două teme sunt aprofundate în paralel. Este analizată în detaliu evoluția ordinii internaționale, după cum se poate urmări și analiza seriei de crize majore de sistem care au afectat profund epoca post-război rece. În acest context și la intersecția acestor teme, autorul plasează criza ucraineană. Cele câteva capitole, unele cu subiecte repetitive, este adevărat, dedicate Ucrainei și Crimeei, oferă o viziune comprehensivă. Locul Ucrainei în istoria Europei de Est, identitatea acestui stat, modelul istoric de evoluție și influențele majore rusești, dar și contribuția Kievului la dezvoltarea spațiului slav. O a doua lecție importantă pe care Corneliu Vlad ne propune este lupta cu stereotipurile post-război rece. Probabil că este între puținii jurnaliști care nu aplică un dublu standard în identificarea stereotipurilor care ne afectează modul de înțelegere a situației internaționale. Autorul dezvoltă minuțios o analiză a acestor clișee din toate taberele, Federația Rusă, Ucraina, Europa de Vest și de Est, America. Persistența acestui ecran mental, psihologic, pe care se proiectează percepțiile deformate despre celălalt, o moștenire psihologică și ideologică a războiului rece, este pentru Corneliu Vlad argumentul suprem pentru a afirma, citez, armătura vieții și a relațiilor internaționale și, mai puțin important, mentalitatea de război rece și confruntarea canonică est-vest, rămâneau însă în mare cam aceleași de dinaintea marilor răsturnări din 1989-1991. Tot cu un vest și un est care dau tonul și cu un rest al lumii, fosta lumea a treia, în căutarea unei noi identități și a unui nou tip de solidaritate. Dar redefinirea unei noi identități și a unui nou tip de identitate au nevoie și noul vest și noul est, căci nici ele nu mai sunt aceleași din timpul sau dinaintea războiului rece. Am încheiat citat. Căutarea unei noi identități, alta decât cea de bloc ideologic, ar fi soluția, în viziunea lui Corneliu Vlad, pentru ca ecourile confruntării să fie înlocuite de dialog. Optimismul acestei soluții este însă amendată tot de autor, când constată, realizând un autentic studiu de caz, blocajul redefinirii identității statului rus. Concluzia autorului este de rețiuni. Problema rușilor au moștenit un imperiu, nu o patrie. Am încheiat citat. Mă voi opri la a treia și cea mai importantă lecție a cărții Crimea schimbă lumea. Corneliu Vlad ne transmite un mesaj optimist. În ciuda complexității conflictului ruso-ucrainian,
a consecințelor internaționale și a implicațiilor directe pentru România. Fatalismul nu trebuie să fie atitudinea de răspuns la criză. Am identificat câteva direcții pe care autorul le consideră ca fiind o strategie de supraviețuire pentru România, care se învecinează cu un mare vecin, cum este Ucraina, aflată în criză. Primul pas, pledează autorul, ar fi o mai bună cunoaștere a vecinului, un capitol la care suntem deficitari. Al doilea pas, dacă tot se dezbate situația din Ucraina, cei care fac acest lucru în România ar trebui să conștientizeze că aceasta este și o modalitate de a ne defini propriile valori și interese de țară. Un alt pas important, al treilea, are o semnificație mai largă, regională. Corneliu Vrad ne propune și ne îndeamnă să studiem sursele de conflict din regiunea noastră. De fapt, după orice criză, ar trebui să ne preocupă revizuirea analizei strategice privind sursele de conflict. În paranteză fie spus, chiar avem o lege în care se precizează dacă există o modificare substanțială în mediul de securitate regional sau internațional, să schimbăm strategia națională de securitate. Noi am schimbat-o, cred că, după vreo 9 luni, 6-10 luni. Exemplul crizei Crimeei este analizat prin prisma paradigmei clasice a celor trei surse de conflict, așa cum au fost ele identificate de Tucidide. Este interesantă propunerea lui Corneliu Vrad de a revizita, de a încerca să revitalizăm cele trei surse de conflict clasice, teama, mândria și interesul, și chiar propune o analiză extensivă folosind aceste trei surse de conflict ca niveluri de analiză prin care urmărește un model de interacțiune între autorii relevanți implicați în conflict. O ultimă idee, înainte de a încheia, cu siguranță cititorii vor găsi și un răspuns, răspunsul lui Corneliu Vlad, la o întrebare foarte importantă în această carte, cu condiția să o cumpere și să o citească. Vor găsi răspunsul lui Corneliu Vlad la întrebarea care ne frământă pe toți, de ce ne surprinde mereu Federația Rusă. Vă mulțumesc și felicitări autorului. Mulțumesc foarte mult colegului de Geratu. Am să rog pe domnul Vladislav Samoșin, nostru corespondent al unei publicații din Federația Rusă. Publicist și scriitor, mai bine rus. Și poet. Vă rog, tot rugăminte așa de 10 minute. De ce nu repet unele chestii care s-a spus în ceea ce privește titlul cărții. Totuși îmi place. Crimeea schimbă lumea. Sună ca un vers din Vergiliu. Bineînțeles, este un fel de... Aici e un pic și de metaforă. Adică totul... denumirea cărții există așa ceva. Trebuie să există așa ceva. Se poate spune și altă variantă. Prin prisma crizei ucrainene. Așa? Mi-a intitulat textul așa schițat cu această ocazie. Nu mă repet ceea ce s-a spus aici, dar vreau să subliniez faptul că totuși această carte, într-adevăr, e ca o mică enciclopedie a vieții internaționale și o carte de referință care aceste preocupări al lui Corneliu Vlad de-a lungul celor de 15 15 ani, adică sunt reflectate în această lucrare. Și bineînțeles că el dă dovadă permanent și înainte și și cu ocazia acestei apariții, faptul că a înțeles bine și profund fenomenul spațiul post-sovietic și în speță a Rusiei. Un caz nu atât de des întâlnit, așa, prin mediul, adică analiștilor, politologilor. În acest sens, el, Corneliu Vlad, citează pe specialistul francez Thomas Gomard, care relevă viziunea Occidentului se întemeiază tenace pe prejudecăți care ar fi interesant de deconstruit. Asta e în capitolul A înțelege Rusia. Se poate spune că tot ce face Corneliu Vlad, în speță în cartea sa Crimeea schimbă lumea, este tocmai o încercare de a deconstrui această viziune greșită. Pornind de la opiniile și pronosticurile politologilor de toate rangurile,
privind realitățile Rusiei, Corneliu Vlad prezintă o traiectorie reală a dezvoltării Rusiei în ultimii 15 ani în primele centuri a secolului 21. Politica externă și refacerea imaginii Rusiei sub președinția lui Putin, programul de modernizare 2009 a președintului Medvedev, războiul din Georgia, care e pustă la interminabilele extindere ale NATO. Doctrinei Putin este dedicat un capitol întreg, doctrina Putin. Pe scurt, această doctrină cere lumii respect față de Rusia. Doctrina Putin, mai explică autorul, s-a identificat mai întâi ca teorie și ca acțiune cu demersul de recâștigare a pozițiilor pierdute de statul sovietic începând din 1991 pe teren economic, politic și geostrategic. Pentru aceasta s-a făcut pasul decisiv de la politică reactivă, defensivă a Rusiei post-sovietice din vremea lui Gorbaciov și Yeltsin, la politică activă, imaginară, în plină ofensivă, har și soft, pe multe planuri pe care o desfășoară Moscova astăzi în lume. Asta este citatul autorului. Putin, relevă autorul, respinge acuzele Occidentului că prin înlăturarea urmărilor cele mai mari tragedii a secolului 20, cum el a numit dispariția URSS, Moscova a reacționat de fapt pentru reînvierea colosului statal multietnic defunct și că politica Rusiei de azi ar fi una revendicativă și revanșară. Reacția promptă a Moscovei la înlăturarea de la puterea de la Kiev a lui Ianukovici și tot ce a urmat este doar unul din exemplele modului cum se manifestă doctrina Putin. Prin replica sa la ceea ce a numit lovitură de stat de la Kiev, Moscova a arătat clar că nu mai este dispusă ca altcineva să facă jocurile în ceea ce se numește fie vecinitatea sa imediată, fie zona intereselor sale tradiționale. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, reamintește autorul, a explicat că după aprecierea Moscovei, Uniunea Europeană și Statele Unite dau dovadă de duplicitate și lipsă de consecvențe în abordarea crizei ucrainene, întrucât nu recunoaște referendumul din Crimeea ca legitim, dar recunoaște lovitura de stat de la Kiev. Lavrov spune, dacă sunt dispuși să accepte primul eveniment ca fiind legitim, atunci, cu siguranță, sunt obligați să-l recunoască și pe cel al doilea. În încercarea de a defini cât mai bine sensul atitudinii Rusiei în relații internaționale, Corneliu Vlad sublinează, aprecierea Rusiei în lume și în deosebit în lumea occidentală, ca un partener egal și îndreptățit la tot respectul, nediscriminat și nedeconsiderat în nicio privință în relații internaționale și interstatale, este una dintre prioritățile tot mai pronunțate, exprimate de către Moscova lui Putin. Mai ales că în materie de respectarea egalității între parteneri, sublinea liderul de la Kremlin, n-am văzut nicio măsură reciprocă. Bachiar, împotriva, relevă diplomație și presa rusă, în timp ce desprinderea Kosovo de Serbie e considerată legitimă, desprinderea Crimeei de Ucraina este stigmatizată. Corneliu Vlad consemnează și minciunile Occidentului față de Rusia, cel mai grăitor exemplu fiind asigurările Occidentului date lui Gorbaciov și Șevardnadze privind neextinderea NATO spre Est în cazul unificării Germaniei. Și pentru a desăvârși tabloul demersului politic și geopolitic al Rusiei, din timpul președintelui lui Putin și Medvedev, autorul arată cum Rusia a reformulat discursul național, regional și mondial într-unul reductibil, de fapt, la un singur cuvânt. Eurasianism. Adică edificarea unor construcții interstatale în oglindă față de organizațiile Vestului, NATO și UE. Cine a provocat criza în Ucraina? Se întreabă autorul. În ce privește criza ucraineană propriu-zisă? În carte este prezentat tot filmul evenimentului, autorul răspunzând la întrebări cine a declanșat criza și cine este de vină de tragedie care urma. Pe larg se citează explicațiile lui Putin. Rusia a acceptat deciziile Ucrainei vis-a-vis de semnarea acordului de asociere cu UE,
dar a cerut negocieri tripartite, Ucraina, UE și Rusia. El a spus așa, noi îi preveneam pe partenerii noștri americani că deciziile pripite, luate în culise, de exemplu cele privind asocierea Ucrainei la UE, implică riscuri grave pentru economie. Noi nici măcar nu am evocat problemele politice. Nu am vorbit decât de economie, spunând că asemenea măsuri puse în practică fără aranjamente prealabile ar afecta interesele multor altor țări, între care și Rusia, ca principalul partener comercial al Ucrainei, și că ar fi necesară o dezbatere amplă pe aceste probleme. Dar nimeni n-a vrut să ne asculte și nimeni n-a vrut să discute. Am încheiat citatul. Doar după ce la Kiev a fost răsturnat guvernul, țara a fost aruncată în haos, a izbucnit un război civil cu pierderi considerabile, doar după aceasta UE a acceptat negocierile cu Rusia și drept rezultatul lor a fost amânarea cu un an a intrării în vigoare a părții economice a acordului de asociere a Ucrainei la UE. Ce face cartea îndeosebit de valoroasă este faptul că autorul consemnează sau citează numeroase păreri sau aprecieri făcute de politologi, specialiști sau chiar agenții, Stanford, Bloomberg, RIA Novosti și așa mai departe, din diferite țări. Aceste colaje propun o bogată diversitate de opinii. Iată câteva opinii mai relevante din Noianul acestei referiri. Comisarul european, la ce vreme, Günther Verhoeven, în Ucraina, Kremlinul pur și simplu și-a apărat interesele, iar politicienii de la Washington și Bruxelles poartă o mare parte din vină pentru escaladarea crizei din Ucraina. John Mearsheimer, profesor de științe politice la Universitatea din Chicago, e publicat articolul în Foreign Affairs, afirmă că în contradicție cu versiunea pusă în circulație de angrenajul de propagandă din Occident, responsabilitatea pentru criza din Ucraina revine în cea mai mare parte SUA și aliaților săi europeni. Criza a fost declanșată, scrie în continuare universitarul american, nu de lăcomie imperială a lui Putin, așa cum se afirmă frecvent, ci de tentativa SUA și NATO de a transforma Ucraina într-un cap de pod strategic antirusesc. Iar Rusia, în mod evident, nu putea asista impasibilă la transformarea Crimeei în bază militară și navală antirusească, așa cum se estimează că s-ar fi întâmplat dacă regimul fățiș antirusesc instalat la Kiev, devenit între timp aliat al NATO, și-ar fi putut menține controlul complet asupra situației din Crimeea. Alunecarea atlantică a Crimeei, asigură John Mearsheimer, nu era la vreme respectiv un simplu scenariu imaginar, ci o probabilitate clară, întrucât noua putere de la Kiev era vădit pro-occidentală și antirusă. Prin toată cartea trece și un leitmotiv, ca leitmotiv, o idee, sau mai bine zis, întrebare, dacă războiul aici într-adevăr a luat sfârșit. Prin urmare, autorul ajunge la concluzie că aceasta nu s-a terminat. Dovadă lipsă de resetare a relațiilor ruso-americane, America și Rusia având interese diferite, uneori chiar ascuțit antagoniste, ceea ce s-a și demonstrat cel mai elocvent prin prisma crizei ucrainene. Și în încheie aș vrea să felicit pe autorul nostru, Corneliu Vlad, și pentru aceste eforturi exegetice în descifrarea lumii de azi și să-i doresc noi cărți interesante și captivante și în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Samoștin. Aceștia au fost raportorii noștri pe marginea volumului și aș avea dorința să spună părerea domnului ministru consilier al Ambasada Republicii Ucraina la București, domnul Teofil Mândrendiuc. Foarte bine. Și Ambasada Ucrainei România mulțumește pentru invitația și posibilitatea de a fi astăzi alături de dumneavoastră la acest important eveniment.
despre importanța acestui eveniment. De la sine vorbește sala arhiplină, mai rar la astfel de reuniuni la Institutul Totalism, avem o sală de plină, chiar și locuri laterale arhipline. Și dar este cu totul bine meritat, fiindcă am fericirea și onoarea să-l am alătura la propriul, la fizic, alătura de mine, pe domnul Cornelu Vlad, autorul acestei foarte reușite cărți din start, spun acest lucru. Cuvintele cheia care sunt două: echidistanță și echilibru. Este enorm de important acest lucru, fiindcă cine a citit această carte, eu am înghițit-o așa la figurativ, într-o singură zi, ziua de ieri, având și zi liberă în legătură cu 8 martie, pentru că în Ucraina, ca și mai multe țări, este zi liberă. Faptul că am citit-o sunt acele însemne pe care le-am lăsat pe marginea paginilor respective și chiar recunosc, cum spunea și domnul director, aici nu am putut să mai întrerup. În momentul când am început să o citesc, de la pagină până la pagină, găsim foarte multe lucruri extraordinare de importante, ceea ce privește poziția Ucrainei, situația geopolitică de astăzi și totul ce a început de la anexarea Crimeei de către Federația Rusă în februarie, în data de 20 februarie 2014. Pentru segmentul ucrainean al cărții, nu am greșit aici când am spus, două sunt pozițiile cheie: Crimeea și criza ucraineană în ansamblu. Reușind din faptul că anul acesta, în toată lumea, în Ucraina și în toată lumea, își aduce aminte de acea agresiune militară în Crimeea, începută în data de 20 februarie 2014 și care s-a încheiat în data de 16 martie, tot același an, cu așa numitul referendum, care a fost o farsă și o falsificare totală ale datelor. Până la urmă și partea rusă s-a încurcat în cifrele respective și au pronunțat un număr mai mare de participanți decât în realitate au fost. Deci toată lumea știe ce fel de referendum în Grămelea a fost, despre care a vorbit și aici și bunul meu, bună mea cunoștință, domnul Samoșchin. Deci anul acesta, luna aceasta, este luna Crimeei. Din acestea considerate, cu permisiunea dumneavoastră, să demonstrez faptul că cât de obiectiv este și cât de corect este domnul Vlad în aprecierile sale ceea ce privește Ucraina și Crimeea, o să citesc doar câteva din foarte scurte citate din cartea domniei sale, dar care demonstrează foarte clar unde suntem cu Crimeea, ce se întâmplă și care este perspectiva rezolvării problemei. Poate aș începe și eu cu denumirea, mie îmi convine denumirea Crimeea schimbă lumea, dar aș spune un semn al întrebării. Acel semn al întrebării ar pune sub semnul întrebării, pardon de expresie, dacă chiar într-adevăr Crimeea, situația de astăzi din Crimeea va schimba lumea, deoarece partea ucraineană, Ucraina în ansamblu, Organizația Națiunilor Unite, OSCE-ul și alte instituții de autoritate internaționale sunt convinse că se va reveni la statul quo de până la începutul anului 2014, când Crimeea va reveni în contextul și în teritoriul Ucrainei, fie prin intermediul instituțiilor internaționale, fie prin dialog multilateral, ceea ce se întâmplă la ora actuală. Deci, o primă citată foarte scurtă care demonstrează poziția autorului corectă și obiectivă. Peninsula Crimeea, regiune a Ucrainei. O găsim chiar în prima pagină a cărții, în însăși introducerea scrisă de însuși autorul. Deci este clar, scurt, dar foarte clar. Mai departe, Ucraina a pierdut Crimeea, care a fost alipită la Federația Rusă. O altă constatare a autorului, care de la sine vorbește. Mai departe, intervenția, mai mult sau mai puțin militară sau în forța Rusiei în Crimeea, deci intervenția Rusiei în Crimeea, nu e deloc un fapt nou, ce este un mare adevăr. Căci încă din momentul dezmembrării URSS, armata sovietică, pe armata Federației Rusie, acționa în țările Baltice, în Caucaz și pe Nistru. Deci, avem câteva citate care demonstrează starea reală ale lucrurilor.
dar și poziția autorului foarte corectă, echidistanțată și echilibrată, după cum am spus, din start. Ceea ce privește criza ucraineană, autorul scrie, criza ucraineană încă de la primul ei episod ascuțit, care a fost anexarea Crimeei de către Rusia, foarte clar, bravo autorului, a făcut evident faptul că astăzi crizele în relațiile internaționale sunt mai greu, nu numai de gestionat, dar și de prevăzut sau de monitorizat. Deci, avem o șir, cu siguranță poate fi continuată aceste citate, aceste citire, care demonstrează două lucruri importante. Primul, autorul are o atitudine foarte obiectivă și clară față de ceea ce se întâmplă în Ucraina și în Crimeea. Doi, faptul că toate aceste aprecieri și expuse în această carte extraordinar de interesante prezintă realitățile realmente din situație. Mă bucur de faptul că autorul a prezentat și s-a referit foarte extins în ceea ce privește istoria statului ucrainean, trecutul său, situația actuală. Sunt zeci de pagini, de exemplu de la pagina 11 până la 25, o cronologie consacrată situație din Ucraina în ultimii 2 ani, cu lux de amănunte, bravo autorului, ar fi și ca și un manual pentru cititură sau pentru elevii liceilor și studenții universităților sau pentru cititorul român, care mi se pare că este foarte cointeresat în citirea acestei cărți. Mă bucur de faptul că autorul nu a trecut cu vederea și relațiile bilaterale dintre Ucraina și România. Suntem buni vecini care avem multe lucruri comune. E o constatare foarte reușită a autorului. Și, cu siguranță, autorul vede și o perspectivă a dezvoltării relațiilor dintre țările noastre, conlucrarea prin armonizarea intereselor celor două țări vecine ar aduce infinit mai multe foloase decât lipsa nu doar a colaborării, dar și a comunicării la mai toate nivelurile, care pare să devină cronică în relație București-Kiev. Sunt convins de faptul că această frază împreună și cartea a fost scrisă un an și ceva în urmă, deci revin cu precizare, nu mai suntem în acea situație de criza comunicării, avem un dialog foarte activ bilateral, ne demonstrează acest lucru vizita domnului Iohannis la Kiev în data de 17 martie anul trecut și vă pot relata un lucru mai puțin cunoscut poate de onorata sentență. Anul acesta, chiar în foarte scurt timp, se așteaptă vizita oficială domnului Poroșenko, președintele Ucrainei în România, ceea ce ne va demonstra că relațiile noastre sunt pe o cale foarte bună. Deci, mulțumindu-i încă o dată autorului pentru prezentarea, repet încă o dată, în segmentul ucrainean al cărții, unor lucruri foarte obiective și clare, vin și cu o invitație, în data de 15 martie, deci doar peste o săptămână, o să avem la Centrul Cultural și de Informare a Ucrainei Ziua Crimeei, că este luna Crimeei, dar o să avem și noi Ziua Crimeei, o conferință internațională, sunteți invitatul ambasadei acum, relatez acest lucru în mod de, fac public acest lucru în mod oficial și împreună cu această carte și o să vă dăm posibilitatea de, precum și invit și toată lumea, e în Calderon 68, Centrul nostru Cultural de Informație, să veniți cu această carte pentru a o prezenta, cu siguranță, în segmentul ei ce ține de Ucraina. Și doi, am și o propunere pentru dumneavoastră, am citit cu mare interes relatările personale ce le-ați prezentat în această carte, în ceea ce privește afară dumneavoastră, atât la Kiev, cât și la Cernăuți, și am venit cu o propunere de ce să nu prelungim această serie de prezentări a cărții dumneavoastră, că știu că mai auzise loc și mai înainte, și la Cernăuți și în Ucraina în ansamblu. La Cernăuți, cei despre care ați scris vor citi eu cu mare mult interes și o să vă acordăm ca ambasadă tot sprijinul pentru a sosi și acolo și a o prezenta în partea ucraineană, partea ei obiectivă și foarte clară în ceea ce privește istoria, contemporanitatea, criza din Crimeea și criza ucraineană în ansamblu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult,
ministru, pentru intervenția dumneavoastră, completări la precedente obiective. Am să-i dau cuvântul domnului Pavel Alexeenco. Dânsul va da citire unui cuvânt pe care doamna Natalia Mujenicova ar fi dorit să-l prezinte, numai că trebuie să plece. Dânsa a citit cartea asta. Dacă permiteți să adresez câteva cuvinte care au fost, de fapt, scrise în limba rusă. Atunci, cer scuze pentru traducere, dacă nu o să fie așa foarte corecte, fiindcă o să traduc câteva sensuri. Deci, domnul Corneliu Vlad este foarte bine cunoscut în România, că va fi mai ușor, da. Deci, domnul Corneliu Vlad este foarte bine cunoscut în România ca specialist în studierea țărilor foste URSS și în special al Rusiei. El a pus pe bază în această carte o analiză evenimentelor din Crimea din februarie-martie 2014. Ca punctul crucial în sistemul de schimbare a relațiilor internaționale. Cartea poate fi, de fapt, o să fie o enciclopedie a relațiilor internaționale după anul 1991. Această ediție nu reprezintă, de fapt, o culegere, un compendium de articolor tematice despre situația și despre evenimentele care au avut loc pe Maidan. Dar foarte bine și foarte detaliat descrie aceste evenimente tragice. Cartea, de fapt, este foarte bine structurată și ajută cititorului de a înțelege ce s-a petrecut la Ucraina în perioada respectivă și ce a urmat. Și ajută pentru cititorul de rând de a înțelege aceste complexe interese geopolitice a diferitor țărilor și pozițiilor lor în această regiune. De asemenea, această carte provoacă pentru gânduri și pentru formarea propriilor opinii asupra evenimentelor petrecute. Concluzia principală, autor se face că Rusia s-a întors pe arena mondială, în politica mondială, în calitate de actor principal și puternic, cu interesele care trebuie să fie respectate, în calitate, fiindcă Rusia este un actor principal și puternic. Și interesele Rusiei nu poate fi neglijate. E de precizat că autor subliniază faptul că datorită poziției ferme rusești despre Crimea a fost evitat război civil chiar în Crimea și renașterea acolo elementelor neonaziste. Cum spune autorul omuleții vers, despre care amintește domnul Corneliu Vlad, au fost prezentate în această carte ca fiind forță foarte pozitivă. Autorul vine la concluzie că criza ucraineană izbucnit datorită loviturii de stat. Și acest vacuum de putere, această lipsă de putere și lipsă de autoritate centrală în regiune au împins de a regândi rolul Rusiei în rezolvarea acestei situații. Și Rusia nu a permis încălcarea intereselor sale în această regiune și încălcarea drepturilor conaționalilor lor.
De asemenea, este foarte interesant că gândurile domnului Corneliu Vlad despre cum poate fi înțeleasă Rusia și cum trebuie să fie construite relațiile pragmatice cu Federația Rusă. Accentul special se pune pe nedorința de a înțelege interesele Rusiei și nedorința de a accepta aceste interese din partea comunității internaționale. Foarte detaliat și foarte obiectiv autorul spune despre concepția lumii ruse și despre nația rusă împărțită după anul 1991. Referirile sale în istoria sunt foarte clare, fără exagerări și fără falsificări. Autorul foarte detaliat descrie despre relațiile între Rusia și Uniunea Europeană, despre Rusia și Germania, despre Rusia și NATO. Domnul Corneliu Vlad de asemenea consideră că Crimul, că Crimea este punct de cutitură a relațiilor internaționale contemporane, fiindcă pune pe gânduri despre probleme globale și despre cu care confruntă lumea contemporană. Și în concluzie dorim să mulțumim pe domnul Corneliu Vlad pentru această lucrare foarte complexă, foarte interesantă și de asemenea urăm succese pe viitor. Mulțumesc! Am încheiat cu această primă parte. Cred că v-ați convins foarte mult. Cred că toată lumea s-a convins de talentul domnului Corneliu Vlad de a fi un factor de echilibru în tratarea acestor subiecte extrem, extrem de delicate. Le mulțumesc foarte mult și domnului Redziuc și domnului Alexeenco și rog să-i transmită și doamnei Mărgenitova mulțumirile noastre pentru această intervenție și pentru că a rămas foarte puțin timp, dar pentru a nu fi expuși criticilor, domnul profesor, am să cer permisiunea să-i dăm cuvântul doamnei ambasador Răslav Bădescu, care are expertiză pe acest spațiu, să spună câteva lucruri. Îmi pare rău, trebuie să limităm la 5 minute, pentru că și domnul profesor dorește să vorbească. Mulțumesc foarte mult și vă promit că, deși m-am pregătit pentru o expunere mai largă, dar având în vedere timpul, mă voi rezuma doar la câteva... La câteva comentarii. N-am vrut să lipsesc din mulțumirile și felicitările adresate autorului. Cred că am fost printre primii care au primit această carte, pe care am citit-o cu mult interes și mă asociez aprecierilor că este o carte echilibrată, echidistantă, și a prezentat realist evoluția situației. Sigur, m-aș fi așteptat și o analiză proprie a autorului, dar înțeleg că o citim printre rânduri și așteptăm a doua carte, cum a sugerat și domnul Rendu. Tema este foarte complexă și este foarte greu să scoți un verdict final. Și este în continuare pe agendele tuturor întâlnirilor la nivel înalt ale organizațiilor internaționale sau ale șefilor de guverne. Eu, cum să spun,
urmăresc, așa cum a zis domnul, cu multă atenție, atât evoluția situației, cât și reacțiile, atât din Occident, cât și din Est. Urmăresc măsurile întreprinse sau planurile privind soluționarea sau atenuarea crizei. Mi-aș permite și v-aș spune că aprecieri negative sunt atât din partea analiștilor occidentali, ceea ce este normal, dar și din partea observatorilor și analiștilor din Est, respectiv comentatorilor ruși, chiar unor academicieni. Este de înțeles, pentru că conflictul și situația a afectat foarte mult Rusia și imaginea Rusiei. Situația a ajuns la nivelul care a fost în 62 înaintea crizei rachetelor. Și de aceea se face efortul, după cum v-am spus, și există dorința din partea tuturor, inclusiv a Rusiei, de a face un breakthrough, de a găsi acei pași, acele măsuri care să satisfacă ambele părți. Care vor fi acele măsuri, vom discuta poate cu altă ocazie. Este foarte îngrijorător pentru România faptul că există o apreciere, ca să zic așa, care se repetă tot mai mult, că Rusia devine principala provocare pentru securitatea și stabilitatea euroatlantică. Pentru noi, pentru România, este foarte, foarte important, pentru că suntem în zonă, suntem aproape de Ucraina, Moldova, suntem la Marea Neagră, iar anexarea Crimeei a schimbat întregul echilibru în Marea Neagră. Și poate pe tema asta vom avea o altă discuție, am un întreg dosar. Nu vreau să mai vă răpesc timpul, am foarte multe de spus, doar vreau să vă transmit îngrijorarea nu numai a mea, dar îngrijorarea, să zic, politicienilor și analiștilor atât din Est cât și din Vest privind continuarea acestei crize și, din păcate, în momentul de față nu se întrezăresc perspective și soluții pentru rezolvarea ei. Iar România, după cum a menționat și domnul Redliuc, dar este menționat chiar în documente oficiale, a devenit un partener important în relația cu Ucraina și se așteaptă să joace rolul pozitiv în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos! Înainte de a da cuvântul autorului, am să rog pe domnul profesor Răducean. Câteva cuvinte. Cartea, sper că va fi o provocare pentru dumneavoastră, cei care nu v-ați concentrat ochii pe dinsa. Mulțumirile mele și mai mult decât mulțumiri, un omagiu pe care îl fac din partea cercetării. Cred că mai mult decât s-a scris, nu mai s-a putea gândi și spune. Avem în fața noastră un expozeu. Avem în fața noastră un desfășurător. Avem chiar și dorința de a avea o poziție cât mai critică, cât mai obiectivă. Dar ne-a lipsit ceva sau ne lipsește în continuare ceva. Ne lipsește istoria. Ne lipsește să știm cu cine avem de-a face, ce s-a petrecut înainte, care sunt actanții, care sunt actorii. Publicul dinăuntru, din sală, îl cunoaștem, suntem noi.
noi polonezii, nu? Noi estonienii, lituanienii? Poate chiar și basarabeni, din 1812. Fiindcă, prin 1900, încă nu s-a făcut gubernia, că trebuia lucrurile date așa mai încetișor, au făcut un licesământ pentru parale. Și erau 7%. Nu. Ruși. Apropo de cifra care a dat colegul și prietenul meu, sunt 67% pe est. Și proporția e aceeași pe vest. Da, e un lucru ciudat. Și nu e ciudat. În 1997 am fost cu Mihai Golu, care era ministru, nu? Am fost la Kiev sau 96. Și am stat acolo o săptămână de zile. Și am avut prilejul să discutăm cu notabilitățile, bineînțeles că am fost urmăriți și așa mai departe, pas cu pas. Mașina care ne-a condus era un zid de la mare, cât o libarcă, și care a luat foc în drum către hotelul nostru. Și șoferul s-a fost foarte revoltat. Vă dau și amănunte de soiul acesta chiar hazoase. Am discutat cu membrii Academiei și cu o să întreagă de CIA-ul, m-am strecurat și am discutat cu un dizident în condiții de clandestinitate. Același lucru l-a făcut și la Moscova. Bineînțeles, asta a fost făcut în 96-97, iar eu am fost în după 80, într-o cazul, într-un regim de libertate care potropise și fosta Uniune Sovietică. Și am avut de face cu doi dizidenți, în care unul mai cunoscut și oarecum de branșa noastră. Și care vă mântuisesc, copii, și eu de entuziasm, nu? Sunteți liberi și voi, mi-a făcut o mențiune pe care v-a transmis și dumneavoastră. Știți că noi suntem, potrivit lui Dostoievski, un popor blestemat, care își așteaptă mereu un stăpân, un stăpân care cu autoritate și care poate folosi orice fel de mijloc pentru ceea ce crede poporul că este, că îi se cuvine. Observația aceasta mi s-a părut cumplită și mi-am adus aminte atunci când s-a petrecut defecțiunea, să zic așa, eufemistic, Ucrainei. Categorică Ucraina era o moștenire. Dar a cui moștenire? A cui? A Imperiului Țarist? A Imperiului Sovietic? A Federației? Iar dacă e vorba să mă iau după ce a spus președintele Putin, a trebuit să îl duc puțin la istorie și să spun pe ce criterii a stabilit cu dumneavoastră această Ucraina, cu o populație care o știm și cu un teritoriu care, slavă Domnului, e aproape de 8 ori mai mare decât al nostru, nu? Că ar fi o zonă de tampon. Poate cuvine, ne ducem în spate cu zona Curso, ne ducem în spate cu ceea ce sovieticii mereu au spus, chiar și Ribbentrop, Molotov, a spus că avem nevoie de o zonă de asta în care noi să nu fim prea repede atacați sau violentați, nu știu exact ce este, dar cert este că s-a pus problema de zonă de ocrotire a spațiului sau a autorității sovietice. Problema e pentru mine una și de ordine moral. A existat cumva vreo înțelegere la Malta, la Teheran, de Poznan, nu? S-au zis, domnule, aveți de grijă că noi sovieticii mergem pe un cordon, de sus până jos. Și Ucraina intră în zona noastră. N-am aflat de acest lucru și cred că nu s-a petrecut de maniera unui angajament. Aș vrea acum să încerc o poziție de echilibru. Dacă așa a fost, atunci Moscova se putea simți lezată că își pierde respectivul teritoriu, nu? Dar în vederea cui? În vederea unor ostilități ulterioare, în vederea unei violentări a spațiului, a unei ofensive către est. Și totuși, ofensiva a fost. Dar de ce?
Și aici este întrebarea de subsol, fiindcă avem o proastă, să zic noi, o bâșă și apucătură istorice, mergem și noi mai jos de eveniment. Mergem la ce a provocat evenimentul și le legăm cu altele. Asta este meseria noastră. Ca doctorul care știe că nu face operație, dacă anestezia nu este prezentă și făcută bine. Vezi patriarhul Teoptist. E, domnule, mi-am zis că oricum nu poți ataca o Georgie dacă nu ai un motiv. Și repet, nu greșesc când spun atac, fiindcă America a dat un ajutor deschis. Nu numai America, au mai gângurit și alte state. Evident că, de două spun evident, că ruși erau mai aproape și îi știau. Și problema morală. Ce autoritate morală, a șaptea oară, repet, mai putea avea Imperiul Federației, nu? Post-comunist, nu? Asupra unui țări care le cotropise țara, istoria. Și slavă Domnului că georgenii și armenii special erau mai vechi cu câteva, cam o jumătate de mileniu în raport cu ce se numește Rusia Kieviană și mai vorbiți de Ducatul Moscovei. Ori dacă punem în cumpănă toate aceste, să zic, realități istorice, să-mi fie cu iertare, atunci și polonezii ar fi trebuit să aibă altă viață în raporturile cu Moscova, iar noi n-ar fi trebuit să pierdem, să ni se restituie, nu? Îndărăt, o provincie furată în condițiile care le știm, Basarabia. Ce am vrut să scot în evidență este că orice fel de, nu zic, scuză sau acuză la adresa Occidentului, nu și are un suport. Atât timp cât Occidentul își va aduce aminte de o istorie petrecută, o istorie consumată, în care un răsărit, pornind pe o succesiune de dislocări către vest, și-a însușit niște popoare libere și teritorii mai mult decât libere, independente. Asta e prima întrebare pe care mi-am pus-o eu și pe care mi-am găsit un răspuns și am citit cartea cu multă atenție și aș fi vrut ca poate să aveți un capitol în care să explicați de ce totuși a existat o imixtiune a vestului în independența, în încercările, nu vă mai de cecenia, că sunt lucruri care cunoaște și dumneavoastră și așa mai departe. Și chiar ducându-mă la Ankara în 92, am stat două săptămâni acolo, am avut de-a face cu poporile acestea, nu? Care veniseră la comemorarea lor, chiar la Kemal Atatürk, ca zi Mustafa Pașa, și am stat de vorbă cu ei. Am avut timp destul să dezbatem o istorie oarecum comună. Comună pe ce? Pe invazie. Comună pe ce? Pe intrarea pe teritoriul național. În privința asta, să fie cu iertare, nu poate exista un alt răspuns decât vocația imperială. Ori această vocație imperială nu poate mai fi admisă. Chiar și de popoarele mici, nu mai vorbesc de cei care au și interese. Normal să aibă interese. Și cea mai bună dovadă e că acum s-au împeticit unii nații în lumea arabă. În lumea arabă nu este o lume de 60-70 de milioane de euro. Este o lume care depășește peste 700 de milioane de credincioși. Lumea arabă este o mare a sargaselor, în care cine intră nu știe dacă mai iese, nu? Viu și nevătămat. Mai puțin sunt îngrijorat de ce va fi pe teritoriul și pe litigiul acesta al Ucrainei, decât cred eu, în conflictul care aproape că nu are scăpare, nu? Să se extindă în Orientul de Mijloc. Mai este o problemă. O problemă, iarăși, de înțelegerea unor fapte, de analiza lor, și de geopolitică, în fond. Ucraina nu este numai Ucraina războiului Crimeei, pardon, Crimeea nu este ceea ce amintirea războiului Crimeei. Este punctul nevralgic al, a fost al Imperiului Țarist. Ucraina este o
un teritoriu, într-adevăr s-a spus aici pe bună dreptate, că dacă îi tai la izmul Perecop, îi tai legătura, umbilicul cu el, dispare. Dar totuși reprezintă cea mare peninsulă a lor. Și dacă ar fi să tăiem Italicum și Hispanicum, ar fi ale Europei. Nu, nu, nu e așa, că Ucraina are o legătură, să zic, geografică cu această Crimea, Crimea care este plină de istorie și foarte bine. Ceea ce m-a surprins pe mine, ceea ce m-a mirat și m-a consternat, este, fraților, așa este, avem de veselul, poate vom avea ceva și peste Făgăraș, poate se va face o bază la Mangalia. Bun, dar voi, marii noștri cercetători ai terei, ai pământului global, nu ați știut când au intrat pe teritoriu, nu ați aflat că pe teritoriul Crimei au intrat peste 30.000 de omuleți îmbrăcați într-o uniformă, să zic cenușie? N-ați aflat? Nu știați? Aici este întrebarea care o pun eu pertinent. Și ca unul care am trăit o istorie. Am trăit istoria când au intrat peste 6.000, Filip Tăturescu mi-a spus cifra, de echipaj. În preajma 89. Pică, da, șovași. Nu ne putem juca cu schimbarea de regim, să spunem că a picat din cosmos, mai știu eu ce intervenție a fost. Nu. A fost o intervenție premeditată, gândită, știm și unde, nu? Și împărțim niște sarcini. Noi trebuie să le știm ăștia istorici, că de asta suntem plătiți pentru asta, pentru adevăr. Că ceea ce se întâmplă acum mă cuprinde furia. Nu zic revoltă, furia chiar. În ziare scriu oameni care habar nu au de ce s-a petrecut, ce s-a petrecut, care este partea fiecăruia. Și o dai obiectiv și spui, ești de lăudat pentru cutare și mai puțin pentru altceva. E, aici este o parte, aici zic eu, este zona mea de temeritate, zona mea de frică. Nu zic de mai mult de frică. Nimeni în Europa nu dorește un război. Și nu va fi un război, să zic, în marile stațiuni, nici vorba. Dar se pune problema unor surprize gen Crimea. De aceea aș dori ca cei care zic și pretind că sunt păzitorii unor granițe, unor regimuri, unii liniști în fond, nu? Care o avem noi, europenii, să fie mai atenți. Sau că poate noi, domnule profesor Scurtu, poate noi nu știm, iarăși ce s-a petrecut în spatele unor uși ferecate. Nu știm. Ca vechi, să zic, oameni care au apucat poate trei regi și au apucat nu știu câte regimuri, așa, ne putem gândi în variante diferite. Aș dori însă ca român și ca de aici, pământul ăsta a ieșit, din strămoși, să fie mai atenți. Și nu numai către o direcție, nu, către toți cei care ne conjoară și care poate nu ne iubesc prea mult. Cam asta am vrut să vă spun, a fost discursul meu mai lung, dar o parte din ceea ce aș fi dorit să vă spun, cu altă ocazie, vă voi din nou, cum să zic, pune la un exercițiu de ascultare, poate și de încăduință. Vă mulțumesc! Nu dorim să punem la încercare răbdarea dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, îi dăm cuvântul și ultimul vorbitor, domnului Cornelu. Da, nu știu câte răbdare mai aveți să mă auzi și pe mine. În primul rând vreau să vă spun că sunt de-a dreptul copleșit de ceea ce s-a spus aici. Au fost niște cuvinte atât de consistente, încât nu mi s-a întâmplat niciodată să am o asemenea bogăție de idee asupra unei producții de lemele. O să dau și câteva răspunsuri la ce s-a vorbit și o să spun și niște lucruri în plus. Titlul. Așa cum poți să zici,
Sarajevo a schimbat lumea, Danzig a schimbat lumea, Ialta și cu Poza m-a schimbat lumea, poți să zici că Crimea schimbă lumea. Cartea asta s-a ocupat de două crize. Criza din Ucraina și criza ucraineană. Criza din Ucraina e situația dezastroasă din această țară și din relațiile ei cu Rusia. Și criza ucraineană este un fir de pulover pe care dacă îl deșiri, ai deșirat tot puloverul. După cum bine se vede. Eu am vrut să scriu la început numai despre ce se întâmplă în Ucraina. Și când am văzut cum se leagă de toate, zic, hai domne, să îmi dau drumul cu toate. Așa, dacă e carte sau e culegere de articol. E și una și alta. Când m-am apucat să scriu cartea, atunci scriam părți de carte care le băgam și în ziare și în reviste. Și atunci unele secțiuni ale cărții arată articol, altele arată capitol de carte. Uite așa, Bătălie Marș, vorba unei cunoscute scriitoare sovietice. Să vă mai spun un secret. N-am avut nicio clipă crisparea că o să țin partea rușilor sau a ucrainilor. Las deoparte orice comparație știu, pentru că unele sunt chiar vulgare. Las deoparte comparația idiotă că pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata, că relațiile noastre cu nici cu rușii, nici cu ucrainii nu sunt ca între părinți și copii, dar în orice caz, nu asta m-a preocupat pe mine. Ce m-a preocupat pe mine e să nu derapez în logica războiului rece, în retorica asta isterică și de-a dreptul paranoică, care este astăzi în viața internațională și în discursul public și în discursul civic, ca să mă exprim așa. Citem zile trecute o chestie care spunea vestita, noua Cassandra a vieții internaționale, nu mai e domnul Pavel Global, acum este domnul George Friedman. Zicea, român, pregătiți-vă de război. Zicea, gata, să vine războiul, vin peste noi ruși. Da, dacă citești articol, e chiar așa. Titlul e dat de editorul român, dar previziunile sunt făcute de domnul Friedman, care oricum trimit greu de tot la o confruntare. Cu câteva zile mai înainte, tot așa, o agenție română de presă făcea o analiză detaliată de confruntarea de forțe navale, dar și de terestre, de coastă și aeriene din Marea Neagră. Care sunt, să număra, cât au rușii, cât au însumat turcii cu românii, cu bulgarii, cu georgienii și cu armenii. Ce să spun, poimine începe război în Marea Neagră. Deci această isterie mi se pare absolut aiurea. Dacă stăm lucid și judecăm, și așa stau și cei de la Casa Albă și cei de la Kremlin, nu o să fie război mondial în viitorul previzibil. Asta este foarte clar. După cum nimeni nu are interesul ca Ucraina să fie un fel de Somalia sau de Libie sau de Irak. Hai să fim serioși. Și așa ne e frică de Libia și de Irak și de Sirac, așa? Dacă mai aveți și aici în loc de Ucraina, un ucrainac din ăsta, atunci într-adevăr ar fi o mare destabilizare, nu numai în zona respectivă, ci pe toată emisfera boreală, ca să mă exprim așa. Iată, deci, însă totuși, din ce cauză această isterie mediatică? Bătrânul Kissinger, pentru că ne place sau nu ne place, dar nu o spune niște lucruri cum mi-e zicea Dumnezeu, pentru că Occidentul n-a știut să dea un răspuns pe măsură acțiunilor din Ucraina, așa, în care Occidentul a fost vădit, pus într-o situație umilitoare, și aici principala vină este poate instigatorul, sunt Statele Unite, dar principalul vinovat, sau ăla care a declanșat toată treaba, a fost Uniunea Europeană,
care a ademenit administrația de la Kiev, nici măcar nu a propus să intre în Uniunea Europeană, dar să facă așa câțiva pași mai la vest, n-a prevăzut consecințele și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Se mai întreabă lumea de ce a reacționat Rusia atât de năpraznic. Așa, și Kissinger a zis, asta a spus. Pentru că Occidentul nu a știut să dea riposta pe măsură acestei împrângeri pe care a obținut-o, a încasat-o în prima etapă în criza ucraineană, atunci s-a declanșat acest război mediatic, hibrid, rece și cum vrem să-i mai spunem. Așa, de ce a reacționat Rusia atât de energic, inclusiv în Crimea, și de ce se întâmplă ce se întâmplă în sud-estul Ucrainei? Există un răspuns la mai multe situații de genul ăsta. Când s-a întâmplat războiul de Panistru, Occidentul nici n-a s-a uitat pe hartă, măcar să catalizească, să vadă unde curge Nistrul ăsta. Acolo a fost un prim avertisment al Moscovei că NATO și cu UE nu pot să depășească niște limite în marșul lor triumfal spre răsărit. A fost transmisia, lecția transmisiei n-a fost asimilată. A fost apoi Georgia, care a făcut cerere expresă să intre în NATO. S-a întâmplat chiar o replică militară cu totul vehementă din partea Moscovei, iar Ucraina este un al treilea exemplu. Deci dacă după asemenea trei situații la care s-a reacționat cum s-a reacționat, se mai merge în continuare așa, atunci, într-adevăr, viața internațională se va încurda și mai mult și va trece într-o altă fază. Deocamdată, ca să spun așa, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina aduce mai mult sau un fel de război al ideologilor, așa. Pentru că confruntarea din Ucraina este o tragedie înfiorătoare, însă este o înfruntare cu care riscă să se prelungească și care riscă să ducă la o deteriorare de fond a situației și care cu greu poate să fie urmat apoi de o însănătoșire destul de rapidă a vieții internaționale. Deja s-au rupt foarte, foarte multe punți între Est și Vest, nu unele esențiale, adică astronauții americani remarcat toate. Nu pot nici să se ducă în cosmă, nici să întoarcă de acolo dacă nu apelează la vesiculele rusești. Deci există niște relații care, în pofida tot ceea ce se întâmplă pe prim planul scenei mondiale, ele rămân stabile și ele rămân vitale în interdependența globală. Cartea aceasta, deci, până la urmă, este o împletire a descripția a două crize, una, să zicem, regională sau eurasiatică, alta este globală și, până la urmă, cum să spun, prinde întreg pe îngenișul vieții internaționale în viziunea ei. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat. Mai erau multe de spus, însă a durat foarte mult și mă bucur că această carte a prilejuit-o dezbatere atât de lungă și atât de consistentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, îl felicităm pe domnul Corneliu Vlad. Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor pentru contribuția lor. Nici eu nu mă așteptam să dureze atât. Sunt convins că și din rândul asistenței au fost oameni care ar fi dorit să vorbească. Asta este. Pentru
data viitoare. Noi avem programată pentru 23 martie o masă rotundă pe tema evoluțiilor din spațiul Asiei Centrale, la care, dacă o să aveți timp, vă invităm pe data. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să serviți, dar primul rând să cumpărați cartea, pentru că nu veți ști în detaliu tot ceea ce s-a discutat, dar nu numai atât. Inclusiv punctul de vedere al domnului Cornel Vlad despre relațiile româno-ruse. Am fi meritat și acestea aduse în discuție. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună. Continuare. Thank you.